Domnul Manfrei, vă văd în mână cu mapa celebră de acum, celebru program de guvernare Reconstruim România a Partidului AUR, lansată de curând și lansată și la Botoșani într-un cadru foarte frumos. Ce faceți dumneavoastră cu mapa asta? Domnule Mureșanu, astăzi am primit-o de la domnul președinte Lean Candrian, la organizația mea Eminescu, AUR, mi-a mânat-o să o studiez. Deci cred că o studiez, e foarte bună, 15 puncte. Deci aceste 15 puncte cred că sunt cetățenilor. Acelante de 33 de ani care au fost la PSD-ul, la PNL-ul, așa au fost pentru gradul lor de rudenie, de nepotism, de... Cam acolo, astea s-au văzut, 33 de ani. Deci care ne-au făcut guvern în plămân la toți cetățenii, la toți nevoiași, deci ne-au ajuns la, am ajuns la pragul disperării. Cred că aceste 15 puncte cred că sunt mai bune ca cei 33 de ani care s-au dat lor privilegii, salarii, clasă, câte au vrut ei, mai mult ca locomotivele. Câte clase au avut plajate, s-au dat cum au vrut ei, PSD-ul, PNL-ul, s-au colonat împreună, stare civil, cred că au luat acum recent cu făcut rotativa. Ei, cred că e mai bun aceste 15 puncte care lui studia și voi merge înainte tot cu reconstruirea României. Să înțeleg că aveți în mână, în sfârșit, un document oficial provenit din cadrul unei structuri, un document care este, după chipul și asemănarea unui lider, al lui George Simion, un document orientat către populație, pentru oameni, spre deosebire de tot ce era oficial până acum, provenit de la alte partide? Da, cred că este singurul, cred că, alternativă și singurul, așa, cred că AUR-ul va pune capăt la distrugerea care a făcut-o de 33 de ani în România și a clădit-o din nou George Simion cu echipa sa. Asta dacă și populația va înțelege să fie alături de, da, George Simion și de... Acum, cetățeanul din rând s-a săturat de lăcuste, de sugaci ăștia din PSD, din PNL, care ne-au distruns tot, ne-au luat tot de pe vii, pe morți, tot ne-au luat. Nu mai avem. Deci s-a săturat. Deci să meargă, cred că alternativa este AUR și locomotiva este George Simion cu echipa sa. Asta cred că construiește nu spitale, o iei la temerii, construim tot. De asta se cheamă Reconstruim România. Da. E un slogan foarte bun, cred că și de bun augur, adică va fi, cred că, promovat. Mulțumesc mult! Doamne.